Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Talk Show Juridic. Ca de obicei, încercăm să dezbatem teme de interes major și pentru această ediție a emisiunii am ales să dezbatem o temă iarăși cu dublă conotație, și anume suveranitatea statului. Pentru acest subiect am deosebită plăcere de a-l avea în studio alături de mine pe cel care a avut curajul să intervină telefonic acum două ediții, când am avut un reprezentant al unei instituții, al ITM-ului. Îi spun bună seara domnului Mihai Baco, avocat din Barou Alba. Bună seara! Domnul Baco, așa cum am spus, tema emisiunii este suveranitatea statului. Acum să vedem ce înțelegem noi din practică prin suveranitate, că în teorie sună bine. Și începem cu o definiție dată de legea noastră fundamentală, și anume Constituția României. Articolul 1. Definiția statului român. România este un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Bun. Trecem la alineatul 3. România este un stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptate și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989 și sunt garantate. Am accentuat pe cuvântul Revoluție, poate o să atingem acel și subiect, deși o emisiune cu teme juridice, nu putem să ne atingem tangențial și un pic acest subiect, puțin sensibil, un subiect istoric, și o să vă spun eu de ce am eu așa o preocupare anume de acest capitol al istoriei. Bun. În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Să vedem pentru cine este obligatorie. Și acum trecem la articolul 2. Suveranitatea. Suveranitatea națională aparține poporului român. Iarăși accentuez, poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Iarăși am accentuat referendum, că am avut a un referendum recent care a rămas doar la stadiu de teorie pe hârtie, cum spunem noi. Deci, până acum sună bine, sunt definiții pompieristice, dar din practica noastră, ce putem spune despre suveranitatea statului? Oare această suveranitate se aplică vis-a-vis de statele înconjurătoare și alte state din lume? Sau mai degrabă resimțăm așa un act suveran al statului vis-a-vis de poporul român? În loc, așa cum s-a dat definiție, că poporul trebuie să fie cel suveran. Așa, din experiența dumneavoastră. Eu aș completa ceea ce spuneai la Constituție, de articolul 16, alineatul 2 din Constituție. Respectiv că nimeni nu este mai presus de lege. Nici organele statului nu sunt mai presus de lege. Din păcate, eu cel puțin am constatat, și nu este o constatare strict personală, este o constatare cam generală, statul nu se comportă ca un partener al cetățeanului. Nu este un prieten al mediului de afaceri, este un dușman. Tot ceea ce întreprinde statul, parcă este făcut să întreprinde împotriva cetățeanului. Din păcate, mi-aduc aminte, pe vremea comunismului, Beatles și au lansat un cântec Power to the People, dați puterea poporului. Era cu referire strictă la țările comuniste. Iată, am ieșit din comunism, dar puterea tot nu este a poporului. Puterea este, hai să spunem, generică a statului. Dar statul ăla cine îl reprezintă în la urmă? Sau statul pe cine îl reprezintă? Statul reprezintă pe noi, nu pe altcineva. Iar faptul că statul este suveran, este suveran în relațiile cu celelalte state, nu asupra noastră, a cetățenilor care compun acest stat. Statul, organele statului, trebuie să fie în slujba cetățeanului și nu invers. Corect. Din păcate, la noi, tocmai invers este. Statul nu face decât să asuprească, mă rog, cu ghilimele de rigoare, să asuprească cetățeanul. Se impună biruri, se impună tot felul de dări, tot felul de impozite, să aibă o atitudine ostilă
față de cetățean, în loc să fie cel care să fie bucuros că cetățeanul contribuie cu taxe, cu impozite către stat, pentru că statul, dacă nu ar contribui cetățeanul, ar dispare. Corect. Autoritățile statului nu ar mai exista, pentru că ei sunt plătiți din banii noștri. Păi asta nu se înțelege, domnul Bacu. Nu se înțelege și le-am dat și o explicație, poate cam plastică, cam populară, poate sunt acuzat de diferite persoane din aparatul de stat. Dar atâta timp când oameni din aparatul de stat trăiesc din banii contribuabililor, atunci cum poți tu, dacă eu te plătesc pe tine, cum te poți tu erija în stăpânul meu? Eu te plătesc să-mi faci un serviciu. Nu pot să spun că eu, stăpânul tău, că te plătesc, dar te plătesc să-mi administrez interesele, mă rog, interesele comune a țării. Și atunci tu vii așa, un act de ăsta de suveranitate, încă e puțin spus. Vii să-ți arăți opulența. Acum am văzut un reportaj prin Parlament. Au nevoie de mașini noi. Nu mai sunt bune acele. Vor să le dea la programul Rabla mașinile, mai, unele au ajuns la 8 ani. Și le trebuie mașini, după cum am înțeles, cred că mașini străine. Zicea undeva de 18.000 de euro. Acum nu știu ce mașină românească se ia cu 18.000 de euro. Păi frate, și noi ne plângem că suntem în datorie. Păi cu ce? Cu ce? Cum fac loc să ne managim noi? Atunci, ce exemplu? Și o să vedem noi un reportaj legat de un spot publicitar al ANAF-ului care a costat o groază de bani. O groază de bani. Și o să vedeți unde s-au dus banii aia. Și în continuare noi stăm și ne uităm și tăcem sau ne plângem pe la colțuri și îmi pun aceeași întrebare. Până când? O, cred că e o întrebare retorică. Dumneavoastră ați intervenit în acea emisiune. Sigur, eu n-am putut mai mult pentru că am avut tot respectul față de distinsul meu invitat. El și el, un om al aparatului de stat, dar chiar dacă gândește ca un avocat, n-are ce să facă. E plătit de stat. Legat de acele amenzi groaznic de mari, de 100, de 10.000 de lei. Păi, vă aduceți să aminte ce spunea el atunci, că ITM Alba a fost criticată de către Agenția Națională, exact, pentru că aplica prea multe avertismente, deci se impunea de la centru și, de fapt, aici este marea problemă. Toate astea vin dirijate de la centru, se impune și la ANAF și peste tot. E Bucureștiul cel care dă semnalul, doamne, trebuie să merge să radeți, ne trebuie bani la buget. Asta este placa care se usitează la toate unitățile de concentrate. Asta este placa care se spune tot timpul și Bucureștiul este cel care impune. Doamne, merge și dați amenzi, indiferent că ești ITM, că e Direcția Sanitară, că e ANAF-ul, că e toate deconcentratele au această obligație, cu ghilimele de rigoare, impusă de București, să intre în societățile comerciale, să aplice amenzi. Că sunt, că nu sunt fapte contravenționale, trebuie oricum făcute. Când îi se ia bani, statul găsește orice metodă. Dai să privim un pic înapoi. 1. Legea 10. Și acum sunt o sumedenie, de fapt, marea majoritate a cererilor au rămas nesoluționate la Comisia Specială de la Guvern pentru acordarea măsurilor reparatorii și se tot gândeau cum să facă puncte, să meargă la licitații. Deci te apucă plânsul efectiv când vezi ce vine statul să-ți dea înapoi. Apoi, taxa de poluare, unde inițial a fost o practică că au mers judecătorii pe bâșbite, așa cum se merge acum și cu taxa de poluare și toată lumea atunci, nu domne că e legală, până la urmă a venit Curtea Europeană și a spus, domne, nu-i legal o astfel de lege și atunci s-a întors și a fost o practică iarăși unitară în sensul acordării. Oamenii bucuroși că o gură de oxigen, bă, uite, să ne dea banii și cu dobânda legală, pentru că cetățeanul nu putea să ceară alte taxe, alte penalități de întârziere, așa cum cere statul și cum ia statul. Și ce s-a întâmplat? Le-a eșalonat. Sau sunt alte categorii. Am avut o situație când niște consilieri sau din comisiile acele speciale de fond funciar au avut parte de niște indemnizații, a venit iarăși guvernul, le-a eșalonat.
Dar fără dobânzi, fără penalități. Păi, vedeți, ce se întâmplă aici? Guvernul tot schimbă. Bun, nu mai e taxă de mediu, i-a zis altfel. Taxă de asta. Taxă de poluare, da. Mai ce timbru de mediu, da. Da, dar iar am luat-o în freză, ca să-mi exprim plastic. Curtea Europeană de Justiție a constatat că e nelegală această taxă de timbru de mediu a doamnei Rovana Plumb. Deci, iată, încă o dată, s-a demonstrat că toate aceste taxe, toate aceste invenții, biruri, care se pun în cârca contribuabilului, nu au un temei legal. Curtea Europeană de Justiție a constatat din nou această chestiune, că taxa de timbru de mediu este nelegală pentru mașini. Domnul Bacu, apropo de Rovana Plumb, da, nimic cu distinsa persoană, dar am văzut un reportaj, avea 2 sau 3 mașini de teren, cilindrele mare, matriculate pe Bulgaria. Deci inițiatoarea legii are mașini matriculate pe Bulgaria? Păi ce exemplu dai? Tu ca și om cheie în aceste legi. Ce exemplu dai? Să eludezi legea? Dar vedeți, apropo de chestia asta, deci celelalte țări din Comunitatea Europeană nu au acest timbru, taxă de timbru de mediu. Am introdus-o noi, că vezi, la doamne, la noi în țară este așa o grijă față de mediu, față de tot ceea ce ne înconjoară, încât chiar trebuia impus această taxă ca să descurajăm, pentru că noi respirăm un aer atât de curat în țara asta încât chiar nu putem. Da. Avem Sebu și aici lângă noi aproape. Sigur. Atât de bine inspirăm aer. Dar asta denotă încă o dată, exact să revenim la ce spuneați dumneavoastră cu suveranitatea și statutul pe care are de fapt statul român. Este acela de a jecmăni populație. Introduci, inventezi. Bun, ți-a zis toată Curtea Europeană de Justiție că taxa de timp, taxa de poluare nu e bună. Este nelegală, ai fost obligat să restitui la persoanele respective, să restitui sume de bani. Ai venit cu o noutate. Dom'le, mergem pe timbru de poluare. Asta este o chestie normală, e în conformitate cu normele europene de protecția mediului și vine Curtea Europeană de Justiție și spune și asta e nelegală. Acum ce se întâmplă? Iarăși procese, iarăși va fi obligat statul la restituirea celor sume de bani percepute nelegal și iarăși se va încerca o reeșalonare a la lung peste vreo 5, 6, 10 ani de zile, vieții oamenii își vor recupera banii. Exact cum am spus eu de legea 10, unde trebuia să acorde despăgubiri mari și au rămas procese suspendate la Curtea Europeană pentru că li s-a spus clar, domnule, rezolvați, că dacă nu o să ajungem iară să vă obligăm la daune, că știți bine, Curtea Europeană dă și daune morale dacă îți dă câștig de cauză. Absolut. Și pe aia vă plângeți voi, statul român, că vă băgăm în colaps, intrați iar în recesiune. Păi da, dar daunele alea tot noi le plătim contribuabil, nu statul român. Nu statul român, că nu doamna sau nu știu care au creat acea lege, sunt răspunzători material. Tot noi. Păi atunci... Tot noi, contribuabili de rând, tot noi plătim taxe. Aia trebuie să conștientizăm, băi, să nu ne facem noi rău nouă. Pentru că atunci, într-adevăr, noi suntem puterea. Apropo de spotul ce o să urmeze de acel material, statul trăiește din banii contribuabililor. Dacă ne plătim impozitele la timp și taxele, o să avem o țară de prim rang. Miramăș, cred că-s cuvinte pompieristice și o să rog regia pentru că să rămânem la acest subiect cu ANAF-ul, că după aceea o să trecem la alte subiecte, să dea materialul următor și o să discutăm pe urmă. Banii vin de la tine, contribuabilul. Iar când tu îți achiți obligațiile fiscale corect, sunt bani pentru toate. Ești un bun român. România funcționează cu taxele tale. Spotul video este vârful de lanț al unei campanii menite să eficientizeze sistemul de colectare a veniturilor publice. Cum? Prin conștientizarea și educarea fiscală a contribuabililor, anunță didactica ANAF printr-un comunicat. Campania costă aproape 2 milioane de euro, bani europeni și din bugetul ANAF, și este implementată de 2 societăți private. Una dintre acestea este agenția de publicitate Media Center SRL. Firma a fost singura care a participat la licitația organizată de fisc pentru difuzarea spotului pe mai multe canale media.
Ați fost doar dumneavoastră la licitație. Nu au mai apărut nicio firmă interesată, cu toate că în trecut au mai fost firme interesate. De... Credeți-mă, surprinderea mea a fost de câteva ori mai mare decât a dumneavoastră atunci când am fost la deschiderea ofertelor, la depunere și la deschidere. Potrivit contractului de atribuire, ANAF a plătit peste 220.000 de euro către Media Center SRL. Compania are ca acționari mai multe firme care au datorii istorice la bugetul de stat. Agenția de publicitate este deținută de Dâmbovița S.A. din Târgoviște, care are ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare. 90% din societatea dâmbovițeană este deținută de o altă societate care are același obiect de activitate. Bucegesa are sediul social în Ploiești. Acționarii principale ai firmei ploieștene sunt Transilvania General Import Export SRL și European Drinks SA. Ambele figurează într-un clasament al marilor datornici întocmit de ANAF. Transilvania General Import Export SRL este pe locul 7 cu restanțe de peste 35 de milioane de euro. European Drinks SA ocupă locul 10 cu peste 30 de milioane de euro. Ambele societăți sunt deținute de oamenii de afaceri Ioan și Viorel Micula. Eu am acțiuni în anumite firme. Crezi dumneata că eu știu ce face fiecare angajat? Eu habar n-am dacă e a mea sau nu e a mea și dacă sunt acționar direct sau indirect. Îmi puteți spune dacă îl cunoașteți pe domnul Vasile Valerică? El apare ca administrator la această societate. Ce legătură are dacă îl cunosc sau nu îl cunosc? Cei doi oameni de afaceri care au și cetățenie suedeză au câștigat în urmă cu 2 ani la Washington un proces intentat statului român. Frații Ioan și Viorel Micula au cerut despăgubiri României în baza unui acord bilateral cu Suedia, care impune statului român să acorde facilități fiscale pentru protejarea investițiilor făcute de cetățeni străini. România a fost obligată atunci la plata 85 de milioane de euro. Noi avem o decizie de la un tribunal internațional, prin care statul este obligat să ne plătească o sumă foarte mare de bani. Decizia pe care o avem noi nu este anulată, este în vigoare și noi știm că statul român trebuie să ne dea nouă sume foarte mari de bani. La solicitarea Digi24, ANAF a precizat că agenția de publicitate Media Center SRL a întrunit condițiile solicitate în fișa de date a achiziției, precum și cele solicitate prin caietul de sarcini, fiind desemnat câștigător. Mai mult, conform documentelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, operatorul economic nu a figurat cu datorii la bugetul consolidat. Potrivit contractului încheiat cu firma controlată de frații Micula, campania ANAF beneficiază de expunere mediatică la ore de maximă audiență la 6 televiziuni retransmise la nivel național. Una dintre acestea este patronată de frații Micula. Am revenit în studio, dragi telespectatori. Ce părere aveți, domnul Bacu, despre această reclamă pompieristică a ANAF-ului? Exact cum spuneam, ne plătim taxele și impozitele la timp. Parcă noi nu știam treaba asta, că trebuie să ne plătim taxele și impozitele la timp și o să avem autostrăzi, viaducte de genul ăla, o să avem o sănătate bine pusă la punct, un învățământ printre cele mai... tari învățăminte din Europa sau din lume. Spotul ăsta publicitar mi-a adus aminte de un spot publicitar de pe vremuri, în urmă cu 10-12 ani, nu știu când, era cu FNI-ul. Dormiți liniștiți, exact, că noi vă păzim banii voștri. Cam aici ne aflăm și aici cu acest spot publicitar. E rușinos ce se întâmplă. Păi tu îmi dai exemple că faci autostrăzi, construiești viaducte. Păi în 25 de ani am construit 300 de kilometri. Păi în 25 de ani, ce să înțelege? Nu ne-am plătit taxele și impozitele la timp. Plus toate aceste autostrăzi care s-au construit sunt pe finanțare, o bună parte pe finanțare europeană. Bineînțeles. Și atunci ce vorbim? Dar să vii să spui tu treaba asta, în condițiile în care tu, stat român, închizi spitale, închizi școli, tai din bugetele Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății, exact, cu rectificarea de buget. Și tu vii să ne spui nouă acum că, vezi, Doamne, noi, cetățenii României, pentru cât noi plătim la timp taxele, am creat un rai pe pământ în România. Ne mișcăm doar pe autostrăzi, ne mișcăm doar în trenuri super rapide, avem doar viaducte, avem doar lapte și miere în România. Oare chiar așa de redus să ne creadă statul român, pe cuvântul meu? Adică ne spune... plătim o groază de bani, de miliarde, mă rog, sau de sute de mii de euro, miliarde în lei, ca să trezească noi simțul civic. Păi, tu de 25 de ani, nu tot plătim taxe și impozite. Noi plătim, alții fură. Unde se duc banii? Aici e problema. Păi aia care a arestat mari afaceri sau mari politicieni, care au dat tunuri de sute de milioane de euro.
Și n-au fost în stare ANAF-ul să recupereze nici 10% din prejudiciu. Și atunci noi să... Ar trebui, băi, mai plătiți și taxă pe aer. Respirați aerul românesc. Păi, cred că se va băga și la noi aceasta, cum era pe vremuri taxa pe fumărit. Da. Probabil că se va, va ajunge și la un acest gen de impozitare, probabil că altfel se va numi. Dar oricum, suntem campioni în Europa la numărul de taxe pe care le plătim. Pentru că deja suntem sufocați de taxe, că nu se plătește numărul 16% impozit pe venit sau alte treburi. Sunt 11.000 de taxe care sunt băgate și de care cetățeanul de rând nici măcar nu știe. Da, domnule, cum am dat exemplu? Vă dau pe mine prima dată exemplu. Și sunt mii, sute de mii, milioane în țara asta. Și noi asta la fel. Am plătit toate taxele. N-am nicio datorie. Și poate să vină oricine să spună că nu e așa. Cu dovezi. Și m-am dat exemplu. Apropo de suveranitatea statului. Am fost plătitor și mă repet. Și o să spun de ce mă repet în cadrul acestei misiuni. Am fost plătitor de TVA până în luna aprilie a anului 2014, anului trecut. M-am dus în luna martie, domnule, uite, de data de 1 aprilie, nu mai vreau să fiu plătitor de TVA, oricum mă încadram în acel plafon, deci nu mare rost, era o muncă în plus. Eu deja sunt jurist, nu sunt contabil, nu sunt economist. Ce, domnule, nu puteți să veniți pentru că cererile se depună numai în primele 10 zile ale lunii următoare. M-am dus în 1 aprilie. Primez decizia de scoatere ca plătitor de TVA cu data de 1. Acum noi juriștii știm. Un act produce efecte de la data emiterii. Data comunicării produce efecte procedurale, dar dreptul substanțial e de la data emiterii. Absolut. Dacă nu ziu mulțumit, atunci de la data comunicării pot să-l atac. Dar normal că n-aveam de ce, pentru că chiar eu l-am cerut. Chiar eu am cerut acea decizie. Mă comunică în data de 3 aprilie. Toate bune și frumoase. Mi-a spus, domnule, dacă în luna aprilie mai încasezi de pe urma facturilor emise anterior care sunt purtătoare de TVA, completezi un formular, mă rog, 3-1 parcă îi spune, și plătești TVA aferent. Am mai încasat o factură, am completat, am plătit TVA-ul, am avut în vară, vara anului trecut, acel control la 5 ani. Se epuiza 5 ani de zile și trebuia să facă controlul. Și cu privire la TVA, că era inclusiv pentru perioada de care a fost plătitor de TVA, și se și spune în control, până la data de 30 martie. Deci organele de control din cadrul aparatului de stat, de la finanțe, organele de control au considerat că până la 30 martie, că dacă aveam decizia de 1 cu 1 aprilie, eu nu mai sunt plătitor de TVA. Și că pe perioada nu s-au găsit deficiențe, cât timp a fost plătitor de TVA, nu s-au găsit deficiențe cu privire la TVA. Bun. Mă trezesc după ce am plătit anul, în iarna anului trecut, tot impozitul pe profit, cum plătim noi, pe tranșe, mă rog, trimestrial. Mă trezesc în luna februarie acestui an, telefonul de la soție, domnule, ce ai făcut? Ce datorii avem noi la finanțe? Că ți-au pus propriile pe cont. Mi-au luat circa 70 de milioane, mă rog. Ce au găsit pe acolo? Am avut niște bani strânși pentru alte chestiuni familiale. Mi-au luat toți. Mă duc la finanțe. Domnule, ce am făcut? Ce s-a întâmplat? Am plătit impozite, am plătit tot. Ce mai aveți? Păi știți că n-ați mai depus o formulară, o chestie cu TVA-ul, că ne-am considerat că ați fost plătitor de TVA și în perioada 1-3 aprilie, pe două zile. Și am făcut eu, deci am dat o decizie de impunere din oficiu și am calculat noi aleatoriu, raportat la alți ani și am ajuns că ați fi realizat, dar era normal pe un an, nu pe două zile, TVA ci ca 78 de milioane. Băi, frate, păi zic, unde e decizia asta, de ce nu mi-a ajuns? Păi uitați, avem dovadă că s-a trimis. Păi unde s-a trimis, domnule, că doar sediul cabinetului coincide cu domiciliul meu, ca nume, ca să nu se evite astfel de neplăceri. Adică până acum tot ce am primit de la voi, am știut să vin și am recunoscut și acum tocmai asta să nu recunosc că aș fi primită. Și cu lupte și amenințări și mă rog, și le-am, zice, păi nu, că nu mai sunteți în termen acum să vă atac, să vă judecați cu noi, că termenul a trecut, termenul de să atacați acea decizie de o lună.
Și l-am apucat eu să iau codul, îmi cer scuze. Și a spus, bă, dar articolul 47 spune clar dacă, fiscală, da. Din codul de procedură fiscală, dacă constatați o nereguli și oricum decizia de impunere se dă sub rezerva controlului ulterior, după aia o pui în aplicare. Și zic, eu aveam un paralel control de la voi. Ce, Doamne iartă-mă, nu știe stânga ce face dreapta? Era alt. Da, da. Mă rog, două compartimente diferite. Aici am vrut să ajung. Acum cu Chiucu Vai, după ce le-am pus textul de lege și am făcut o contestație așa mai avocățească și un pic mai cu un dinte așa mai ascuțit, după câteva luni de zile acum am avut confirmarea că mi-au returnat banii, deși eu le-am cerut. Stați un pic, voi v-ați folosit de banii, dați-mi fără penalități. Cu toate că legea prevede mod expres. Eu am zis dobânda, cu dobândă, calculată cu... Fără dobândă, fără nimic. Adică asta am să zic, când statul de-abia smulgi de el și dacă îți dă, cât poate să fie el în câștig. De aici reiese extrem de bine egalitatea cetățeanului cu statul în drepturi. Statul are toate pârghile, ANAF-ul, orice altă instituție să te execute. Tu nici măcar nu te poți împotrivi. Să vorbesc pe înțelesul telespectatorilor. Cerurile infracțiuni de evaziune fiscală cu acele reținere la sursă, stopajul la sursă. O grămadă de administratori de firme au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea acestei infracțiuni. Atunci, eu am avut cazuistică de pe acest gen. Atunci când am solicitat să se efectueze o expertiză contabilă în cauză, să se constate dacă statul față de firma respectivă avea vreo datorie, respectiv TVA de rambursat sau, mă rog, alte datorii pe care le are și statul față de societățile comerciale. Ne-a ieșit că statul, de fapt, datora mai mult societății, deci era TVA de rambursat, mai mult decât aveam eu stopajul la sursă. Cu toate acestea, statul mă trimite în judecată ca infractor. Aole. Mă trimite în judecată. Codul de procedură fiscală prevede în mod expres că atunci când sunt debite și de o parte și de alta, și din oficiu se poate face compensare. Corect, da. Și codul civil. Dar statul nu are niciun interes. Deci când statul ia, e Dumnezeu. Păi, când trebuie să dea, e ciumă. Când ia, e mumă, când dă, e ciumă. Sau cum am zis eu, când îi să-ți dea ceva, îți dă pace, când îi să-ți ia, zi-a cu două mâini. Da, da. Deci, că vorbim de articolul 16 aliniatul 2 din Constituție, că nimeni nu e mai presus de lege. Iată că organele statului arată că sunt mai presus decât lege. Păi, de apropo de timbru de mediu, mașinile statului, alea nu poluează, alea sunt scutite. Da. Bine, că până la urmă tot de la noi vin banii ăia, știi, adică tot contribuabilul plătește. Dar mă, așa, ca exemplu, atunci mai spune timbru de mediu. Pentru că dacă tu vrei să păstrezi un mediu curat, tu dă primul exemplu. Sau ați dat numele unei societăți care încă e de actualitate. Dar mă rog, nu intru aici în polemici. Dar, bă, dă tu exemplu că respecti. M-a spus, bă, care greșește să plătească? Și normal că aparatul de stat e format din oameni, din cetățeni. Dar, bă, dacă ai greșit, l-ai înlăturat din funcția cheie. Și îl monitorizez pe fiecare în parte. Dacă ce nu ne monitorizează ei pe noi, statul, pe noi, că am ajuns deja două tabere, aici e o problemă. Păi discutam, discutam cu un reprezentant, cu un funcționar din Ministerul Finanțelor și zic, eu chiar nu vă mai înțeleg, bă, fraților. Ați plecat astăzi din control de la firmă după ce a stat vreo 6 luni de zile, după 3 luni de zile ați venit din nou. Și aplicați la amenzi, la sancțiuni, la penalități. Și zic, bă, culmea, dați doar în societățile care plătesc impozit și taxă. Pe ce? Veniți să vă arăt o chestiune. Arată, uitați, domnule, ce noi avem target de la București. Câți bani trebuie să aducem la buget? Că găsim, că nu găsim. Și ce, și în cine să dăm? Păi dăm în aia care sunt bun plătitori, că nu o să dăm pe ăla care firma e la pământ și nu are bani de unde să plătească și atunci... Și atunci zic, dar nu vă gândiți că în felul ăsta în care voi lucrați, aduce și firmele astea la pământ. Și spuneam de chestiunea asta cu statul, cât de bun prieten e cu contribuabilul. Ieri i-am văzut sau azi dimineața, mai știu, când am văzut la un post de televiziune, o femeie din Baia Mare, administrator de societate comercială, s-a sinucis. Era deja ghesuită cu banii, datorii, nu mergeau vânzările, dar cel care a pus capac și a dus-o în stare să se sinucidă, a fost un control făcut de ANAF,
și a fost sancționată cu 15.000 de lei. A și făcut o scrisoare... 15.000 de lei? Da, sancțiune contravențională. Și a făcut o scrisoare de rămas bun, în care spunea, printre altele, acum sunteți mulțumiți că plec din lumea asta, dar nu o să puteți lua nimic de pe mine, că n-am ce să vă dau. Deci, iată cât de prietenos este statul cu contribuabilul. Ajunge inclusiv în postura de a se sinucide, pentru că ducem, trăim în vremuri extrem, extrem de grele. Această continuă criză economică care nu se mai termină, chiar dacă ne lăudăm noi că noi avem o creștere economică de 2... Deci, eu, nu știu, chiar suntem crezuți de fraieri, de proști. Ni se spune că avem creștere economică. Iar cetățeanul o duce tot mai greu. Tot mai greu poate să descurce. E o măsură bună care s-a luat acum cu această scădere a TVA-ului. Da. Extraordinară. Dar mai avem și alte măsuri care trebuie să luate, pentru că degeaba tu ții acciza în carburant care o ții, ții accizele care le ții la gaz, la celelalte utilități, acolo de ce nu se merge cu scăderea TVA-ului? Pentru că așa acolo cetățeanul nu numai mănâncă, nu faptul că mănâncă în fiecare zi, dar el plătește și lunar contribuțiile pentru gaz, curent, apă, canal. Uitați-vă și la apă. Am ajuns să plătim, să fim una dintre cele mai scumpe țări la plata, la metru cub de apă. Mi-aduc aminte că când eram încă în Consiliul Local, venise fostul primar al Nazaretului, care noi eram înfrățiți, și spunea, ce, băi, eu nu vă înțeleg pe voi, mă. La voi, în România, apa e mai scumpă decât la noi în Israel. Și știți noi cum facem, prin desalinizare și prin marea ăsta din de unde își mai trag ei apa. Și pe când la voi, în România, ce bați un țăruș în pământ și iasă apă. Și toate astea, cu toate acestea, ce voi aveți mai scump apă decât la noi în Israel. Și continui, scăpăm sămânța din buzunar și crește planta. Și cu toate astea, agricultura e la pământ, domnul Bacu. Păi este la pământ pentru că nu încurajăm sub nicio formă agricultura. Din păcate, cred că noi nu avem niște obiective clare. Doamne, țara asta încotro merge? Spre ce merge? Pe cine bazăm? În industrie nu știu dacă suntem competitivi. Poate confina anumite domenii. Dar hai să facem agricultură, pentru că România a fost cunoscută ca și grânarul Europei. Exact. Acum, unde te duci? Merele sunt din Spania, cartofii din Polonia, ardeii din Franța, totul e import. Eram a doua putere agricolă din Europa, după Franța. Da, am ajuns să fim o țară de consum și să nu mai producem nimic. Dar de fapt aici știți care este problema. Aici este problema că țara asta a fost scoasă la vezată. A fost vândută și dacă mai sunt mici bucățele, și asta va fi vândută. Păi de ce am accentat eu când am spus de acea revoluție? Părerea mea, și poate să mă contrazică oricine, tot la părerea asta rămân, aia n-a fost o revoluție, domnul. Curat. O lovitură de stat degenerată într-o masă populară denumită impropriu revoluție. Bine, asta e părerea. Bine regizată, da. Pentru da, că în momentul în care am văzut că am schimbat comuniștii cu alți comuniști, știm cu toții mineriadele din 90 și ce am făcut. De-aia românul acum săracul ce, bă, să merge din rău mai rău. Nu, domnule, nu trebuie neapărat violent, dar trebuie să găsim o strategie și să ne unim cu toții și să, bă, hai să plătim, să ne gândim altă, bă, noi muncim tot pentru noi. Și dacă ăla de la vârf care l-am pus să administreze nu-i bun, jos cu el și altul și altul. Cum am spus eu și am accentuat de acel referendum. Când am votat, maxim 300. Dar era așa, o chestie pompieristică pur electorală. Că după aceea, da, păi stai că n-am ales că unicameral sau bicameral. Deci chiar așa ne-au râs în nas. Dar știți cum o să se ajungă? Ia să facem noi, bă, frate, vine parlamentarul cu tare, bun. Te aleg, ia să dăm platforma, program. Bun, îmi place. Hai să dăm primul punct. Până când zici care e termenul limită? Deadline-ul. 3 luni de zile, bun. N-o fie de aici. Te aleg. Semnez contract cu țara. În 3 luni de zile, dacă n-ai făcut primul punct, demisia necondiționat, dar dacă ai intrat în Parlament, mie îmi garantez cu averea proprie pentru eventualele prejudicii aduse statului. Așa când luăm și noi credit de la bancă, credit ipotecar și punem ipotecă. Să vedem câți vor mai fi atunci. Am încerc scuze pentru alți politicieni care sunt de bună credință,
Da, din păcate că numărăm pe degete. Uitați-vă ce înseamnă aceste legi electorale atât de prost făcute. Am ajuns să avem, nu știu, 600-700 de parlamentari, nu mai știu cât avem acum. Undeva 588, acum nu știu senatul de cât s-a mai închis. Nu, senatul, nu. Senatul cu Camera Deputaților parcă sunt mai mulți, pentru că... Nu, până 600, din câte știu. Mă rog, oricum. Deci la o populație de 18 milioane de locuitori, avem până în 600 de parlamentari. Exact. Statele Unite, la 328 de milioane de locuitori, au per total 300 de parlamentari, Senat și Camera Reprezentanților. Și Statele Unite? Vorbim de Statele Unite, nu vorbim de România. Pii. Deci, cam care este nivelul de cultură politică a unei țări? Și cam care este respectul pe care îl manifestă statul față de cetățean? Păi să ții 600 de parlamentari, care presupune 600 de cabinete parlamentare, mașini de serviciu, cazare în București. Deci asta toate costă și le plătim noi contribuabili. Că le plătim. Dar măcar dacă s-ar vedea ceva. Uitați-vă ce parlament avem. În care legile trec așa, ca gâsca prin apă, cu aprobări tacite, cu apropo, vacanțe exact peste vacanțe. Așa să prind și de parlamentar sau mă rog, de cei care greșesc din aparatul de stat criticile dacă nu se lasă cu alte sancțiuni, capa de gâsc, apropo, că asta e o vorbă din popor. Nu interesează. Păi nu, la noi este sistemul electoral, este prost gândit. Nu poți să umfli artificial Camera Deputaților cu oameni și ați văzut, de pe locul 3 ajunge să fie deputat sau senator. Mergând pe ideea, domnule, stai puțin, mergem pe reîmpărțirea posturilor, trebuie, din colegiul respectiv trebuie să mai meargă unul. Deci atât de prost sunt făcute legile astea electorale, încât s-a ajuns la postura în care s-a ajuns acum. Să avem... Da. Ca să nu transformăm misiunea, că totuși toxul juridic și am ajuns să analizăm politic, istoric, dar așa e. Nu poți să nu vorbești, nu poți să rupe juridicul de politic. O întrebare. Ați merge în Parlament? Eu? Da. În actuala componență a Parlamentului, nu. Corect. Cumva anticipam răspunsul și mi-l doream răspunsul ăsta, nici eu. Eu așa văd așa, acum marea majoritate, hai să nu spunem că toți parlamentarii, pentru că cunosc și parlamentari de bună credință, dar văd așa un fel de oportuniști, un fel de parveniți, poate vorbesc urât, dar cam ăsta e sentimentul, pentru că eu sau dumneavoastră, dacă câștigăm din profesia care ne-am dorit-o și o profesăm cu drag, bine, dumneavoastră ați profesat de ani de zile și vă apropiați încetul cu încetul de... De finish. Apogeu l-ați avut de finish, că am trebuit să mai știu din asta. Da. Și atunci asigur că e binevenită și o schimbare din asta. Ați putea. Nu. Și chiar aș vrea să fie profesioniști. Chiar, deci... Dar unde am eu să ajung? N-avem profesioniști. Păi care să dea legi. Din păcate, să vadă aplicabilitatea. Nu ești pompieristice, că așa punem de-aștia oameni de literatură, poeți. Până aici trăim, bă, în realitatea crudă, nu trăim într-o poezie. Păi uitați-vă la codurile astea pe care ne lăudăm, domne, marea reformă din justiție. O să ajungem la celebru cod penal, care spuneau toți, domnule, ăsta e un cod al infractorilor. Într-adevăr, că-s pedepse mult mai blânde. Dar hai să dăm și sincopele astea, că alea nu se aplică blânde. Stați puțin, că nu e cu pedepsele să mai blânde. Uitați-vă în cadrul concursului de infracțiuni. Sporul. E mult mai mare. Păi, corect. Eu vorbesc, putem da un exemplu concret. Un acel judecător care a fost condamnat la 6 ani, deci pedeapsa cea mai grea a fost de 6 ani jumate, iar sporul de pedeapsă a fost de 15 ani jumate și a obligat să execute 22 de ani de pușcărie. Deci mai mult decât dacă ar fi comis un omor. Deci, da. aici am ajuns la inepțiile astea, să fie sporul de pedeapsă mai mare decât pedeapsa cea mai grea care ți se aplică. Bun, asta este una dintre ele. Ați văzut câte texte de lege, articole din codul penal, din codul de procedură penală au fost declarate neconstituționale. Acum se lucrează la modificarea a 58 de articole din codul de procedură penală. Codurile astea
am făcut noi, ne avem darul ăsta de a lua dintr-o parte în alta, facem un mixaj și ieșim cu el, domnule, ăsta e cod făcut de noi. Noi suntem mari creatori de coduri, noi care am creat, am luat din toate, am luat și din Common Law, am luat și din codul francez, și din codul italian, și din codul spaniol. Și ai și tu un amalgam care oricum nu se potrivește. Corect, pentru că este o nație distinctă, de sine stătătoare. Nu numai, dar dacă tot vezi că există un sistem care funcționează, că o fi codul penal francez, că o fi cel englez, că o fi, care o fi, ia-l, domne, și pune-l pe ăla aici și adaptează și fără. Hai să ne gândim la vechiul cod civil și de procedură civilă. De la 1860. Luat din codul lui Napoleon. Napoleon. Și cât a dăinuit? Eu sunt curios să stau. Dar în toată Europa dăinuie încă. Nimeni nu și-a schimbat codul lui Napoleon. A, că s-au făcut. Absolut, absolut. Dar... am venit noi. Românii suntem revoluționari, noi schimbăm legile, schimbăm codurile, de ce să judecăm noi ca? Dacă luăm un program de registrație, parcă prima lege, nu știu, 1820 și ceva, dar luăm un program de registrație. Și o să vedem că până în 89, cred că numai jumate s-au dat legi, că s-a dat din 89 până în prezent. Pentru că din 2000 încoace au avut o... Dar cât de clare erau vechile legi, cât de bine erau ancorate și, exact cum spune, de cât trebuiau actualizate. Rar noi nu. Legile care să fie... Da, am schimbat procedura, am schimbat codul civil, am schimbat codul penal, codul de procedură penală. Hai să vedem. Am avut noi, n-am nimic cu mediatorii, cu acel, dar și în codul de procedură. Și am anticipat, în vechiul cod de procedură civilă era cercetarea făcută de avocați, tot un fel de mediere. Și am zis, domnule, nici ăsta cu medierea nu o să rămână. Și așa și fost. Păi nu putea să fie, pentru că, apropo că vorbeam, la un popor conflictual. Asta e problema la noi, că nu-l adaptăm starii. Da, uite, noi dacă, ca avocați, într-un proces stăm amândoi de povești, deja clienții spun, domnule, ăștia ne-au întâlnit procesul. Avocații la ei, că discute între ei. Noi suntem colegi, în primul rând. A, când sală suntem adversari, dar când anulităm cauza, rămânem colegi, rămânem prieteni. Și are o să fie o problemă, iar o să discutăm noi în cadrul altei emisiuni legat de starea conflictuală și între avocați, că unii chiar atacă persoana, ceea ce este total deontologic și din păcate și în avocatură avem și a apărut, mai sunt și oameni care nu... Mulți confundă demnitatea nu profesează cu profesionalism, și da. Și de multe ori neștiința este mascată prin aroganță. Asta ține cei 7 ani de acasă, absolut, de acord. Absolut. Dar să revenim la codul penal. Ați avut în practica noastră, cel puțin în practica mea, până acum nu am găsit o astfel de soluție, renunțarea la aplicarea pedepsei conform articolului 80. Sincer să vă spun că n-am văzut niciun fel de... Eu cel puțin eu n-am avut, am avut cu amânarea executării pedepsei. Amânarea, da. Dar renunțare n-am văzut încă. Nu. Și legea spune clar, instanța poate dispune renunțarea la aplicării pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiții. Infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă. În raport cu persoana infractorului de conduită avut anterior. Nici măcar când am primit amendă penală n-am primit renunțarea la aplicare. Băi, omule, exact asta vrea să fac o paralelă cu ordonanța 2, cu acel avertisment aplicat de stat, care ar trebui să fie aplicat de stat și care foarte rar se regăsește, și amenzile de circulație, rar mai găsești câte un avertisment. Păi, vezi, la noi a dispărut prevenția. Păi, dar legea penală, care e scopul legii penale? În primul rând, prevenția. Absolut. Și după aia represie. Păi, dacă discutăm despre prevenție, discutăm despre arestul preventiv. Care este rolul arestului preventiv? A te preveni să comiți o nouă faptă. Ori la noi se arestează, preventiv, pentru fapte comise în urmă cu 10 ani. Exact. Și atunci să nu mai influențezi martori sau să nu mai îți preconstitui niște... Cam în 10 ani de zile asta e, chiar o e cam documentat totul. Tot așa, praf în ochi. Da. Deci, ca să revin cu prevenția, ordonanța 2. N-ai să mai vezi niciun organ care constată contravenții să aplice avertisment. Rar am văzut. Foarte rar. Poate când am mai văzut pe la organe de poliție, când ai depășit cu 2-3 km, în loc să ai 60, ai 61-62. Și acolo e o problemă. Apropo, să știți, pentru că nici cinemometrele alea, cum se spune în limbajul de specialitate, acele radare, și alea au oarecare toleranță, plus minus 4% la anumite viteze.
Da, mă rog, nici acolo mult sau mă rog, deci acolo, acolo să mai dă, să mai dă avertisment. Da. Acolo am văzut să avertisment organul dar, de control. Da, dar așa. La controlele făcute de către celelalte instituții ale statului, ANAF, ITM, Garda de Mediu, toate. Amenzi și da, amenzi nu așa de 2 lei. De 10 lor de mii de lei. De 20, am văzut amenzi de 20-25 de mii de lei. Și mai mult de atâta. Deci chiar nu se... acel agent constatator, dacă are un target. Dom'le, tu luna asta, tu agent constatator la ITM, la ANAF, la nu știu ce, tu trebuie să aduci luna asta statului român venitul de nu știu câte sute de mii de lei. Pentru că se discută. În epoca feudală. Când trebuia să aduci domnitorului sau boierului sau baronului care... Păi ce, că e stat democratic, da, domnule, păi bazat pe niște principii. În asta constă de la noi democrație. Teorie pe hârtie. Asta este democrația. Și atunci suveranitatea, până la urmă... Păi suntem suverani să aplicăm taxe și imposte. De statul e suveranul nostru și noi servicii statului. Absolut, absolut, absolut. Eu nu zic că nu sunt societăți care nu-și plătesc dările. Nu sunt cetățeni care nu-și plătesc dările. Dar de aici, până a smuți, că ăsta este de fapt cuvântul care cel mai potrivit, a smuți organele statului împotriva contribuabilului, chiar nu mai înțeleg nimica. Am spus, acum a venit și cu modificarea asta la ordonanța, cu ANAF-ul, cu închiderea societăților comerciale care nu emit bonuri fiscale. Aici este marea evaziune fiscală. La ăștia care vând de 6 lei și nu au emis un bon fiscal și se închide activitatea. Acum a ridicat, dacă găsește un plus în casă de peste 300 de lei, îți închide activitatea și n-ai emis chitanță fiscală. Și punem, fiscalizăm și bacșișul. Aș vrea să văd și asta. E o chestie, bacșișul prin natura lui. Eu nu știu cum, care va fi modalitatea prin care se va, no, dacă se va trece pe statul, pe nota de plată. Bacșiș. Păi cine? Păi nu, că așa zice, că domne, și la recepție, la hotel, dacă vreți să lăsați bacșiș. Sau la restaurant, dacă vreți să lăsați bacșiș. Nu, de pildă, eu am văzut cum e în America. Păi dau bacșișul, dacă chiar îi se dai, dai direct. Sunt restaurante în care spune tipsul ăla de cât o fi, 15, da, 20, 25%, ți-l pune pe nota de plată, dar este trecut ca tips și atunci e altceva. Și sunt restaurante în care spune tipsul, bacșișul nu este cuprins. Da, ai politica, atunci, da, politica restaurant. Restaurant. Deci nu există o politică unitară, domne, impui, da, impui pe peste tot. Să pună taxe, că asta e problema, că le trebuie bani. Băi, fraților, dar banii care au fost furați de alții, recuperați-i întâi, măi, arătați că faceți ceva. Acolo nu mai. Știu să ia bani de la contribuabil, dar la oamenii din aparatul lor care au fost, mă rog, prinși cu o caua mică, nu mai, acolo știi că stai că de fapt el n-are, e sărac și dăm 2-3 ani cu detenție sau 4 ani și avem exemple și nu dau și scriem 2-3 cărți, mă rog, nu vreau să zic că-s plagiate și scăpăm, aia e munca. Era în alta curte în zilele trecute cu o clientă, televiziune, ce pe noi ne așteaptă, nu dragă mea, zic, pe noi ne așteaptă că tu nu faci parte din categoria VIP-ul lor ca să vină televiziune. Erau alții, era fostul ministru de interne, David, era Adrian Sârbu, erau numai somități de astea mari care și-au umplut bine buzunarele cu bănuți și care vor sta 2, 3, 4, 5 ani când vor sta după gratii, dar după când ies de acolo, au un bar. O altă chestiune, acum că se apropie emisiunea de final, iar am rămas așa un pic cu un gust amar. Suntem aspru criticați de comunitatea europeană. Domnule, voi nu vă trebuie bani, voi așa de bogați sunteți că nu vă trebuie bani, pentru că foarte puțin se atrag, procentul este destul de mic de absorpție a fondurilor europene nerambursabile, fără să studieze că de fapt cererile depuse depășesc plafonul alocat nouă, dar din păcate noi ne căutăm nod în papură. Păi ne căutăm pentru că avem o legislație atât de alambicată și cu atâtea opreli și atâtea piedici, încât practic ți-e aproape imposibil. Ordonanța 66, da, din 2011, ce privind prevenirea, constatarea, sancționarea regulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene, mă rog,
printre care implementarea măsurilor anticriză inițiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbție a fondurilor externe rambursabile destinate României și utilizarea eficientă a acestora. Păi am spus că numai simpla suspiciune deja. Păi aia e problema, suspiciune de fraudă. Deja e gata. Păi, astfel campion sunt polonezii la accesarea fondurilor. Dar știți ce au făcut polonezii? Au făcut programele. Și le-a spus la Comunitatea Europeană, după ce au fost declarați eligibili, aici vă opriți voi. Aici de acum încolo noi suntem cei care gestionăm banii și dacă banii nu sunt folosiți pentru ceea ce am câștigat eligibilitatea, atunci discutăm. Și n-a mai venit nimeni, nu și-au pus ei singuri, nu și-au bătut cuie în talpă. Eu nu zic că nu au fost și cazuri în care banii nu au fost folosiți corect. Dar din moment ce tu, în fază de proiect, în fază de început, deja blochezi prin modul în care ai compus această ordonanță, aceste legi, s-a ajuns în postura în care nimeni, la ora actuală, greu găsești pe cineva să mai semneze vreo hârtie de teamă. Pentru că e atât de alambicată legislația cu privire la accesarea fondurilor europene, încât în orice moment, orice funcționar se poate trezi ca în fața DNA-ului, în fața organelor de urmărire penală, că au greșit și sunt cercetați. Păi nu mai, am avut și eu cazul, nu v-ați avut procese împotriva APIA, mă rog, PADR? Știți ce se întâmplă? Mai nou, din păcate, unii magistrați au mentalitatea că statul nu poate pierde. Am avut procese în contencios administrativ fiscal în care singura probă care a fost administrată a fost o expertiză financiar-fiscală. Expertul a concluzionat că societatea respectivă nu datorează acea sumă de bani care ne-a fost imputată de către ANAF. Judecătorul a respins acțiunea noastră în contencios, mergând doar pe spusele ANAF-ului. Condițiile în care au o probă, de fapt singura probă judiciară, este acea expertiză. Încât îți pui întrebarea, mai are rost? Că mulți clienți spun, doamne, ce, n-ar vrea să mai atacăm, pentru că mai apare și altă fațetă. Dacă ataci actul de control al unei instituții, eu știu, ANAF, care o fi, după câteva luni de zile, vine din nou peste tine. A, da, cum da. Ți-ai permis să ataci tu, bă, frate, să mi ataci tu mie actul meu de control? Păi stai că-ți arăt eu, că eu îți găsesc și alte nereguri. Păi chiar, mă rog, privire la acea emisiune cu Inspecția Muncii, aveam foarte mulți clienți care aveau un dinte mare împotriva și Inspecției Muncii și, mă rog, și alte instituții, dar le-a fost frică să dea interviuri cu dovezi clare, de teama controlului ulterior. Dar acum, ca să, ce a spus dumneavoastră, ca să mai reabilitez și un pic imaginea judecătorului, am avut invers, de exemplu, cu APIA, de exemplu, pe măsura 141 și, mă rog, o creștere de animale, trebuia să ia niște bovine și în anul 4, deci 1500 s-a alocat, era pe 5 ani, 1500 de euro pe an. Și în anul 4 trebuia să facă adăpostul de animale. Cum a făcut adăpostul de animale? Ei, s-a trezit cu o notificare, după ce au venit în control, au pozat, au filmat și au primit o notificare să sistează că ne-a depus acte doveditoare. Fraților, dar nu mi-aș cerut și acum, dacă eu vă dau factură pe material lemnos, de unde știți voi, sunteți de specialitate, că materialul ăla lemnos s-a folosit acolo? Atunci cerem și autorizație de construire, cerem proiect, cerem să scot din circuitul agricol terenul, să-l bag în intravilan, să dăm sute de milioane pe acte și tu îmi dai, cât îmi dai? 1500 de euro. Deci, cu judecător a înțeles și a avut curajul și tăria să anuleze acea notificare. Pe mine deja mă omoară chestia că ai găsit un judecător care are curaj. Nu. Care aplică legea. Exact. Aici trebuie. Care a avut curajul să aplice. Este o vorbă mult uzitată. Doamne, ți-am găsit un judecător care are curaj. Cum adică? În țara asta trebuie să aibă curaj să dai o soluție legală? Dar altceva vreau să spun apropo de aceste abuzuri. Am avut o cauză odată cu DLAF-ul, Direcția de Luptă Antifraudă, a imputat și a făcut plângere penală împotriva unei societăți că a plătit o factură pentru un utilaj înainte să-i vină în curte. Că a venit după două zile după efectuarea plății, pentru că omul era ținut, erau acele termene în care trebuia să faci plățile. Omul a plătit și după două zile a venit utilajul în curte.
E, asta de ce? A plătit cu 20 înainte de a veni utilajul în curte. Da, știu și eu. Și dosar, plângere penală făcută împotriva acelei firme și luptă-te și... Mai să asisteze la cineva pentru că a luat un utilaj și apărea, pe lângă denumirea care se știa, apărea un A. Și au venit, domne, apar, nu că nu e ăla. Bă, omule, ăla e amperajul. Aia, au, deci... De... Dacă tu nu ești de specialitate, de ce tragi, mă, concluzii pripite? Inepții sau că am mutat o instalație de pe un perete pe celălalt perete. Nu doar în ce, că în proiect trebuia instalația respectivă să fie pe peretele din stânga, nu pe cel din dreapta. Deci, ca să vedeți de ce suntem atât deficitari la accesarea fondurilor europene. Pentru că noi suntem de vină. Și mai e o chestiune care tot vreau să o spun, că de fapt statul ăsta, ce conduce în țara asta? Sau de fapt cine conduce țara asta? Faptul că a ieșit președintele Curții de Conturi săptămâna trecută să spună că România nu mai este condusă de ea, nu e condus, alte puteri care conduc România, trebuie să le dea de gândit. Pentru că uitați-vă, ce luptă este împotriva capitalului autohton. Vin marile companii multinaționale care trebuie să cucerească puținul ăla de piață care a mai rămas. Vorba poetului, săraca țară bogată. Exact. Avem atâta putere, atâta... Deci avem tot ce ne trebuie nouă, mai puțin, cum zicea cineva, glagorie, minte. Din păcate avem conducători, nu numai cei de acum, din păcate din 90 încoace, numai conducători care au poziția ghiocelului în fața Occidentului. Stăm și ne aplecăm în fața lor. Ne dictează, noi am ajuns să fim un poligon de încercări. Cu asta închei. Dau timp iar înapoi, iar ne întoarcem la istorie. Cu ce datorie ne-a lăsat odiosul, cum l-am numit, pe care l-am împușcat în Sfânta Zi de Crăciun? Cu zero. Eram creditori, nu eram debitori. Încă vrea să facă o bancă mondială la pe noi. Pe care ACA au înființat-o rușii, brazilienii și chinezii. Așa. Și cu asta istoria demonstrează. Da, demonstrează faptul că, apropo, eu cu asta vreau să închei, cu aceste arestări, cu oamenii politici. Discutam cu un judecător neamț, german, după ce a fost arestat și condamnat Adrian Stasis, zic, domnul judecător, fostul vostru cancelar Helmut Kohl, de ce a ieșit pe ușa din spate a politicii? Păi pentru fapte de corupție, că finanțarea partidului și-a însușit nu știu cât, 100 și ceva de milioane de mărci erau atunci. Da. Sau ce erau, dar mărcile erau. Și l-am întrebat, zic că, bun, și l-a trimis în judecată, a fost condamnat pentru treaba asta. Nu, păi celălalt este un simbol, a fost cancelarul Germaniei. A, deci voi nu trimiteți pe nimeni în judecată, că a fost cancelarul, dar noi, nouă ne cere să fie toată lumea trimisă în judecată, ne cere să ridicăm imunitatea parlamentară. Ridicați-o voi primii, nemții sau francezii, și după aceea nu ne mai tot impuneți nou cum, pentru că am ajuns la ora actuală să ni se împună de afară când trebuie să mănânci, cât să mănânci, când să bei, când să te trezești, când să te culci. Păi tot timpul a fost a servicii tuturor, din păcate. Pentru că n-am avut coloană vertebrală tot timpul. Al doilea război mondial. Ne-am dat și cu nemții, ne-am dat și cu roșii. Și cum am picat? Tot prost. Așa. Dragi telespectatori, așa cum am spus, cred că am și depășit spațiul de emisie. Cred că aș putea sta zile întregi să povestesc cu distinsul meu coleg și, până la urmă, cred că noi doi n-avem cum să reușim să facem o revoluție, dar reușim să luminăm mințile altora. Mulțumesc încă o dată distinsului meu coleg pentru prezența aici în emisiune. Și eu mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc toate cele bune, la revedere, o seară minunată să aveți!